astăzi unor copii. Cum ați ajuns la familia asta? Prin intermediul asociației la care ei merg zi de zi, care le oferă sprijin, am aflat de cazul lui Ionuț. Sunt și eu Ionuț înainte de a fi polițist și nu poate să nu te sensibilizeze un astfel de caz al unui copil de doar 9 ani și jumătate care își dorește să fie polițist. Mi-am dorit și eu, mi-am văzut visul cu ochii și am zis împreună cu colegii mei, cu voluntarii pe care îi avem alături, să facem o bucurie, să punem umărul la un vis de copil. De 1 iunie, fiecare copil merită o viață mai bună, fiecare copil merită să aibă o jucărie, fiecare copil merită să spere într-un viitor. Știm că este un gest simbolic. Sperăm noi ca prin ceea ce am făcut astăzi, prin aceste jucării care într-un fel sau altul întruchipează activitatea muncii de poliție, să sensibilizăm și pe alții, să-i responsabilizăm și împreună să îndeplinim cât mai multe visuri de copil. Le urăm încă o dată la mulți ani tuturor copiilor, urăm lui Ionuț mulți ani în carieră, în proaspăta carieră de polițist și îi dorim mamei toate cele bune și o felicităm pentru modul în care își educă acești copii. Sunt 3 copii minunați pe care noi o să-i avem în vedere și de acum încolo și cu privire la care o să încercăm să facem tot posibilul să-i ducem pe drumul cel bun.